casa valorează 100.000 de euro, terenul de 1500 de metri valorează cel puțin 150.000 și ceea ce am în casă, cred că vreo 30.000 pe puțin, aia e cadou bonus pentru cumpărători. Vreau să vândă casa? Da. Păi tu îți dai seama cum ne lasă, că ne discute. Ne-a terminat. Ia uite, fetele, ce ai bine stau. Ai apărut și tu, a? Parcă spuneai că vii la 6. Nu, dragă, eu am zis că vin până în 6, că după 6 am treabă. Hai, scoate-ți bănuții, că e urgență. Bă, știi că acum, pe bune, nu vreau să-l gine, dai chitră. Nu vorbim, încă o dată, îți repet, nu vorbim de două pachete de biscuiți, 5, 10, 15, 20 de mii, vorbim de un sfert de milion de euro, 250 de mii de euro. Păi cum, mă, tată, să luăm televizorul să-l vindem acum, că... Mă, băiatule, crezi că ăsta mai știe de acum 3 ani de când lipsește ce a făcut prin casă, ce n-a făcut, că e aia, că e aia altă? A mai dat atâtea răhățișuri de-astea mai mici, mărunțișuri, să facem bani. Și la cine ai venit? Păi, cine sunteți? Maria Încântată. Bunate, ce faci aici? Am tu ce cauți aici? Mă gândeam că Vlad e implicat în asta. Păi nu, dar un telefon, am venit să le aștept la aeroport. Să-ți dau telefon să ce cum nate, să ce, că vin acasă la mine? Te aștept! Încrederea este un element esențial în viața de cuplu. E ceva care se cultivă în timp și fiecare membru al familiei, părinți și, la momentul potrivit, copii, trebuie să își câștige această încredere. Dar sunt situații în care, nici după zeci de ani petrecuți împreună, unul dintre parteneri nu își poate imagina de ce este capabil celălalt. În aceste cazuri, aflarea adevărului poate fi de-a dreptul șocantă. Laura este căsătorită cu Florin de 22 de ani și au împreună un singur copil, pe Vlad, de 21 de ani. Sunt o familie de condiție medie, cu un trai decent, dar fără prea multe răsfățuri. Mai înstărit este Doru, fratele Laurei, care de 3 ani s-a mutat cu familia în Germania, lăsând casa din România în grija cumnatului Florin. Hei, Doru, bună, mă auzi? Bună, sorbea! Salutare, cumnate! Bun! Bun, ce faci? Am lăsat-o pe soarta să o vezi mai bine. Ce facem, dragilor? Bine facem. Tu ce faci? Cum îți este? Face? Bine. Uite, sunt într-o pauză. Da, m-am gândit să vă sun să văd ce face și vreau să discutăm mai multe aspecte referitoare la casa mea de acolo. Ia zi, ce s-a întâmplat? Uite ce m-a hotărât. Nu mai are niciun rost să mai stau acolo. Criza asta la anul va fi și mai amplă și mai așa și acum e perioada cea mai bună pentru a vinde această casă și cred că asta e cea mai bună alegere. Frate, mi-a plecat de 5 ani din țară, de 3 ani și-a luat și familia, copiii, soția, dar nu m-am așteptat niciodată că pleacă definitiv. Nu mai mă întoarceți, nu încercați asta, că vom reuși să ne vedem dacă e să ne vedem în continuare, ne întâlnim fără nicio problemă. Nu cred că casa asta ne ține pe noi să... Cred că v-ați pripit un pic când ați luat hotărârea asta, că nu e bine așa să rup rădăcinile total cu locul în care te-ai născut, mai ales să dai o casă așa, în fine. Tu ar trebui să te gândești mai bine. Păi și tu crezi că o să-ți ajungă banii de pe casa asta? Să iei o casă acolo? Crezi că o să-ți ajungă banii? Casa valorează 100.000 de euro, terenul de 1500 de metri valorează cel puțin 150.000 de și ceea ce am în casă, cred că vreo 30.000 pe puțin, aia e cadou bonus pentru cumpărători. E prețul, un preț super ok și nu mai lasă nimic de aici. 250.000 de euro o casă și un teren? Pe bune? În România? De unde se iei banii ăștia? Într-un fel, bine că o vinde, că în modul ăsta mai stă și bărbatul meu pe acasă. Trebuia tot timpul să meargă, să aibă grijă acolo, unde nu stă nimeni. Tu poți să câștigi 5.000 de euro doar dacă mă ajut. Și cred că pentru part-time suma asta e ok pentru tine. Așa, ca un bonus pentru bun. Mulțumim, nu-i vorba, că te ajutam oricum, nu-i vorba de bani. Că suntem neamul, suntem, ne ajutăm, dar e ca un bonus pentru bun. Da? Bine, Doru, mulțumim frumos. Mulțumim. Și salutări acasă. Salutări copiilor și să-ți... Toate bune, toate bune. Pa, pa, pa. Ce mai? S-a ajuns cumnate. S-a mută definitiv în Germania, munca, muncă, salariu, salariu, ce statut are acolo, aduna bănișorii, vinde și casa de aici, iar fraierii, hai să tragă ei pentru șmecher, nu?
Bă, da, chiar nu știu ce să zic. Frate, tu ne ia de proști așa, de slugi, la chei. De ce nu zici știu, asta? Nu vreau să fiu răutăcios, dar... Păi nu vrei, dar băi, ești, ești de mă, hai să înțeleg la varung și vouă acolo, că sărăntocilor, că n-am... cine știe ce, dar ia 5.000 pentru voi. Ajută-l, că e frate-miu, măcar pentru... Una, fii atentă. În primul rând, dacă o fac, o fac pentru tine. Fără nicio altă discuție. Nu trebuie să mulțumești, că suntem în familie, soție, mulțumesc. Ce mă iei de asta? Păi nu, tu mulțumesc știi, că cu știi o să fac. Dar lasă-mă măcar să vorbesc, să-mi spun oful, nu? Adică, până acum, nu tu aia, nu tu aia. Ce-a trimis, mă? Ciocolată? Păi cu ciocolata se face ce? Trimite și el ce poate, ce vrea, are păi casă ciocolata grea, trei copii. La non-stop în colțul străzii, mă. Are trei copii, ce vrei să păi faci? Păi atunci nu trimite nimic, zi, sunteți bine? Nu, decât să mă jignești cu o ciocolată care o iau de la non-stop de aici. Mai bine nu vreau nimic, am mai înțeles? Zice și el că ne trimite de acolo. Deodată așa că zic că, bă, hai că te ajut cu 5.000, e mult, 5.000. Cumnată mi-a plecat, mi-a lăsat cheia, ia, cumnată, ai grijă de casă. Așa, ța, pac. Bărbată mi-o are dreptate, că toate belelele sunt pe capul lui. El e și instalator, și grădinar, el repară orice la casa lui. 3 ani de zile nu ne-a dat decât ciocolată pentru faptul că du-te în fiecare săptămână o dată de două ori, tunde iarba, frezează gazonul, aranjează aia, sapă, plivește pe acolo, pe la flori, fă aia, ai grijă de lac, curăță poate mizeria din lac, curăță scoaruncă broaștele, fă aia, fă curat în casă, vezi iarna, dă zăpada, că să nu aia, fă aia. Țevile, dă drumul apă să nu îngheață apa pe alea. Florin, o mână spală pe alta. Ce vrei? Poate ne va ajuta și el cumva. Am făcut-o cerându-i poate... un ban? Nu, am făcut-o că... Nu. Da. Normal, da. Păi eu mă simt jignit. Hai bă, ia și tu acum 5.000 că vezi până acum să ne ajută ciocolată. E, poți să nu-i accepti și facem asta că e frate meu. Nu, eu înțeleg că acum în Germania e altul statutul, altul stilul de viață, salariul 12.000 de euro. Vai de mine, în România în câți ani faci banii ăștia? Nu e nicio problemă. Bă, eu îl ajut. Deci n-ai de ce auzi, să fii supărat. Dar mă simt un pic jignit. Adică nu e practic tu înțeleg. Dar odată, bă, nu-ți dau nimic că faci acolo și ai grijă, dar acum... N-ai tu nevoie, lasă să fii sănătoși. Da, asta e ce mai important, să fii sănătoși. Vânzarea casei îl irită pe Florin, deranjat că nu a fost plătit pentru îngrijirea casei în ultimii 3 ani. Însă mai există și alte motive pentru care Florin nu își dorește vânzarea casei. Ce faci, mă, flătuțe? Iar îți pierd timpul. Ce să fac, mă, tată, bine? Tu ce faci? Ce faci acolo? Ai secrete pe telefon? Ce? Ce sau secrete? Iar faci poză pentru nu făceam gagici. O poză pentru una, da. Vorbeam cu cineva și... Ia uite, frate, parfumuri. Noi? Bă, nu stai rău. Păi, nici nu trebuie să stăm, nu? Ce? Să fii fresh la... Dar să-mi ies, să-mi dai și mie, uite. Mai faci cu greutățile astea, mă? Sau ce faci? Uite, să mai faci tu mușcarea că vrei să te vezi cu femeile. Păi nu? De ce dumneavoastră? Le ții degeaba, uite, au pânză de păianjen pe ele. Ei, au pânză de păianjen. Hai, treci la treabă. Bă, fii atent care-i treaba. O foaie și un pix repede. Hai. Hai, că vreau să văd ce băiat deștept ești. Repede. Și așa vezi tu, vrei să vezi dacă știu să scriu sau ce? Repede. Ia zi-mi acum. Asta e așa că n-am fix. Cât face, mă? Iau creionul ăsta. 2% din 250.000. Ce faci? Am examen acum. Zi-mă că vreau să aflu. Hai repede. 5.000. 5.000? Da, 5.000. Da, mă, 5.000. Ai calculat bine. Fimiu trebuie să tacă și să facă. Că dacă mie merge bine, obligatoriu merge și lui bine. Bă, fii atent de ce te întreb. Ăsta vrea să vândă casa. Închid. Vrea să vândă casa? Da, mă. Rămâne, s-a hotărât el cu familia, au făcut consiliu de familie, i-a zis lui maică-ta că rămân de tot în Germania, că le merge bine cu jobul, că nu mai au de ce să păstreze casa asta din țară și că vor să-și cumpere cu ce au mai strâns ei acolo și cu ce au după asta de aici, să-și facă acolo casă. Păi tu îți dai seama cum ne lasă, că ne distruge. Ne-a terminat, frate. Am închiriat casa de vreo 6 luni. Totul merge ca unț. Vecinii mă cunosc, îl știu pe fiu-meu. Casa are 5 camere. Din 5.000 de lei, plătim și noi 1.000 de lei pe lună și 4.000 rămân nou. 5.000 luăm de aici, la astea luăm cât luăm? De așa. Luăm cam 1.000, 1.000 și un pic pe... Cam așa. 1.000, 1.000 de euro pe lună. Deci, în mod normal, ar trebui ca să ne scoatem o sumă frumoșică 10.000, să dublăm suma asta de 5.000, ar trebui să mai stăm cât cu ele? 5 luni. N-avem cum.
Hai, avem cum. Cu ele 5 luni. Deci maxim în maxim două luni ăsta vrea să fie gata, casa dusă, banii luați. Mai tragem și noi de timp, mai vedem cum facem. Păi nu poți, nu de timp trebuie să tragem, trebuie să ne gândim la niște inginerii financiare. Hai că pești băiat deștept, la asta te tot antrenezi tot timpul. Cum le tragem pe astea țeapă? Să dea banc. Auzi, ascultă-mă, astea fac bancul nemiluita, da? Noi am închis ochii la ce fac ele în casă, da? Și ce clienți au, dubioși, nedubioși. Cum, necum, câți bani au, sigur iau foarte mulți bani. Și știi cum e mai simplu? Nu te duci, nu faci nimic, nu ne interesează, discreție totală, faceți ce vreți voi, fetelor, sunteți chiriașe model, vă dați banii la timp, n-am avut probleme cu voi. Nu e rău deloc să câștigi aproape 1500 de euro stând degeaba. Și dacă mă gândesc bine, în mai multe luni câștig o sumă frumoasă. Trebuie două luni, în astea două luni, să le băgăm pe gât de toate. Calculul meu zice așa, că dacă mai scoatem în plus încă 500 de euro, da, cât ar veni? Deci încă două luni, la cât plătesc ele, cât ar veni? Fă calculul repede. Ce? Cam cât trebuie să mai dea de persoană? Păi din 2000 deodată... 5-6 milioane trebuie să ne mai dea. Fiecare. Bă, băiatul, dacă mai stau două luni, noi mai scoatem 2000 de euro din start, da? Cam suma asta trebuie dublată cumva. Hai, nu 5, dar 4, da. În stricăciuni, în ceva. M-ai înțeles? Vezi și tu ce... Să le mai merg de nimic ca să le facem așa. Tu ești mai apropiat de vârsta lor. Eu n-am cum să intru cu ele în glume, în astea, în discuții, să văd ce și cum, ca să-mi dau seama. Du-te tu, tu ești spionul. Te duci, că ție îți plătesc fetele banii când e de plata chiriei. Păi eu le-am adus. Mai trageți de limbă, le-ai văzut cum, ce, aia, le știi. Vezi ce merge, ce nu merge? Că nu sunt atente. Ele sunt atente la bărbați, la alte tâmpenii, la cum arată, la bronzat, la știu eu ce. Vezi și le băgăm tot felul de chestii pe gât. Că n-au ce să facă. Poate se enervează un pic pe moment, măcăne un pic, dar trebuie să dea, că ele sunt bine puse în cuibușor aici. Ar trebui ca toată lumea să fie mulțumită. Eu aduc un ban în casă, nevastă mea nu simte lipsa banilor, nu știe că nu mai am servici, casa e întreținută, banii se fac, toată lumea e fericită. Ăla în Germania nu-i pasă, are, scapă-și de casă și noi toate alea. Hai, la treabă! Așa tată, așa fiu. Scopul lor este clar, să împiedice vânzarea casei. Doar că Doru a pus deja anunțul pe câteva site-uri de profil, iar potențialii cumpărători nu întârzie să apară. Vă rog! Cam asta e, cred că sunteți impresionați de căsuță. Noi am utilat-o cum trebuie, camere, nu e chiar așa de... Am e înțeles. Foarte frumoasă. Nu? Excelent, și curtea și gazonul. Da, vreau să vă arăt grădina, pentru că e ceva de excepție. Casa valorează cel puțin 100.000, să fiu sincer. Dar terenul, Doamne Dumnezeule, cât teren am dat? 150.000. Am dat 150.000. Este foarte mare, poți să faci ce vrei în el, vara faci plajă, iarna te joci, ce grătar, ce ambient aici. Avem absolut tot ce trebuie. Uitați, Doamne, deci, eu terasa aici cu grătar. Uite, Cezar, avem uite tot ce trebuie. Dar de gazonul ăsta superb, tuns și aranjat, ce ziceți? Da, excelent, aici s-ar putea pune ceva legume, ceva... Dacă ce vreți dumneavoastră? Dacă vă place, puteți să puneți și lampioane, așa... Categorii. Seara e roman, noi am pus. Solare, putem. Sigur că da. Sau și așa, da. Numai soare să fie mai mult ca să poată să le încarce. Dom'le, sincer, foarte puțin oameni se bucură de un spațiu atât de generos la o casă la fel de generoasă. Cred că adică... e de vis aici, mai ales cu mirosul florilor. Vă place tema cum este făcută? A, uite și o magazie acolo. Da. De când a pus cumnată mi-o anunțul pe internet cu casa, în fiecare zi zbârnie telefonul ăsta de nu se mai oprește, zici că e la gară. Și toți vor să programeze la vizionare. Dar eu n-aș vrea să vând așa repede. E foarte frumos. Excelentă magazia acolo. Da, mai ales că eu sunt pescar. Într-adevăr. Îți dai seama? 250.000 de euro, ce să zic? E mult. Dar casa arată bine, teren mult, terasă, baltă de pește. O să pun foarte multe scule de pescuit. E bine că avem și lac. Asta e surpriza, avem eu și lac. Eu sunt pescar în răit, îți dai seama că depozitez. Da, să vă arătăm lacul după aia, să vedeți ce frumos e. Da. Vedeți cum arată. Chiar e... Nu, stați puțin. Vă rog frumos, nu deschideți ușa că cade pe dumneavoastră. E vechi, e blocată. Nu, avem lucruri acolo. Haideți să mergem să vă arăt teren și lacul. Cel mai bine, hai să vă arătăm lacul. Vedeți lacul, nu o să vă vină să credeți. Vedeți ce frumos e. Cum poate să arate. Stai că vin și eu, așteptați-mă și pe mine. Adevărul este că noi nu avem bani să cumpărăm așa ceva. Dar singurul avantaj care ar putea fi
să apelăm la copiii noștri să ne ajute ca să ne putem muta împreună. Sub alt aspect, nu văd altă soluție. Baltă naturală, dai la pește, te relaxezi aici, da. Auzi susurul apei, cu câtă păsărări. Uite, Cezar, ce-ți doreai. Da, da. Să pescuiești, da. Tu care ești cu pescuit. Ai pădure, ai copaci, următorul vecin e la 200 de metri. Nu-l auzi pe ăla ce faci, nu faci nimic, stai singur în curtea ta, nu se uită nimeni ce faci, ce ai în plasă, cum te dezbraci, faci place. Ești izolat, domne, exact ce trebuie, să nu e te... E frumos. Nu? Da, da, cu țânțarii cum stați? E... Aici e o problemă. Ce? Dar nu e așa grav. A, ce să mai e dezastru, adică să o zicem pe aia dreaptă. Haideți, doamnă, nu e grav. Acum, sincer, vă duceți în parc, în oraș, e plin de țânțari. Dacă deschideți geamul vara la bloc, e plin de țânțari. Nu e, mă dați... Nu, da, să știți că nu o să aveți cum să se stați în tricou. Se pune problema altfel, că unde este umezeală, apar și țânțari. Păi sunt țânțari mulți. Fac alergie, fac... Deci aveți țânțari. Mie, sincer, îmi convine să nu vând casa asta. Păi vara mai vin aici cu băieții, mai un șpriț, mai o gagică, mai o distracție, dita mai loc. Am convenit cu fiul meu să mai tragem de timp ca să mai scoatem ceva bănuți. Asta măcar până în toamnă, că altfel ce ne facem? Doamne, foarte dar mulți sunt peste vara. Tot în țară. Dați cu spray-urile astea care au acum stați liniștită fără nicio problemă. Nu e asta problema, ce Dumnezeu. În oraș sunt toate alea pe la blocuri pe acolo. Ce nu e? Aici e liniște, e bine, e grădina ta, e iarba ta, e terenul tău. Da, aveți de dat cu pesticid, să știți, oricum. E, aveți lasă, de dat. Nu, le zicem adevărul la oameni, dar tată, ca să... Și terasă. Aș vrea să mergem pe terasă. E frumos, da, mergem ce terasă frumoasă acolo, îți dai seama? Toată viața mea mi-a plăcut pescuitul. Aici am și scule, dar am și lacul unde să pescuesc. Vă place, nu? Păi cum, așa ceva e... Aici dacă vrem să facem porțiunea și o piscină... Aia, îți dai seama că acolo va să fie umbrela, unde stai, faci puțină plajă. Da, 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 da. Eu zic că aici merge piscina, ai terenul foarte mare. O să pui și aici umbreluța, ai terasă în cazul în care plouă, să stai sus, să uite n-ai probleme. Uite și câini, exact, eu sunt adeptul animalelor, îți dai seama, frumos. Sunt înnebunit după animale. Se pot crește ce frumos aici mulți câini, da, da, da. Hello! Haideți să vă arătăm și terasa. Da. Rolurile sunt bine împărțite. Tatăl spune avantajele imobilului, iar fiul, tânăr cu suflet curat, sincer, peste măsură, punctează nevinovat minusurile, totul cât mai natural posibil. Peisajul e super, vara e verde, toamna e totul ruginiu, iar iarna e totul alb. E te... aveți grijă, vă rog, să nu vă lăsați pe balustradă. De ce? Îndepărtați-vă puțin, că nu este prinsă bine. Mai este... mai e de făcut așa la curte, mai dai o vopsea după iarnă, da, mai prinzi odată, să vă zic, că ruginesc șuruburile. Ca alea. Să vă spun adevărul, ea este firavă de când așa? S-a întâmplat ceva aici. Ce? Și... a căzut verișorul meu. Lasă tata să le spunem, că așa e frumos. A căzut verișorul meu de la balustradă și a murit. Și nu interesează. Hai mă, Vlad, de ce intri la amănuntele astea? Asta trebuie să știe oamenii dacă vin să se mute aici. Nu are legătură asta cu problemele noastre. Dacă tot am ajuns la discuția asta, haideți să spunem adevărul. Deci, cine a murit? Nepoțelul. Verișorul meu, da, verișorul. A căzut, n-a fost supravegheată la secunde și n-a... S-a întâmplat să se descurce. Noi am prins-o înapoi, să știți, am bătut-o puțin în cuie, dar nu suntem siguri. Păi nu, că să știe să o modifice. Mă, tată, să știe. Tată, să știe să o modifice, să nu o lase așa să dea cu vopsea pe ea, să schimbe balustrada. Am înțeles despre ce este. Este periculoasă, de asta zic. Eu nu cumpăr, nu sunt de acord să locuim într-o casă în care a murit cineva. Niște minciuni acolo nu strică niciodată. Plus că eu am imaginație bogată și trebuia să găsesc ceva când am văzut că vor să ia. Trebuia să fiu serios, dar m-a pufnea râsul de nu mai puteam când îl auzeam ce perle scoate. Bă, ce inventiv! Doamne, sunt nicio formă. Că moare lumea în fiecare minut. Dar peste tot a murit cineva. Pe stradă moare lumea și în casă și în apartamente. Totuși vorbim de 250.000 de euro. Da, și ce să facem acum, să-l aducem înapoi? Cezar, eu nu sunt de acord. Păi îmi place, este foarte frumos. Mai trebuie bani băgați, uitați, asta... Dar nu contează, dar faptul dar că a murit cineva... Dar nu-i scumpă balustrada, doamnă, sunt nicio face. Formă. Eu nu sunt de acord. Cezar, tu ce părere ai? Eu nu, dragă, dragă, eu nu vreau să... Vreau să vă spun că soția mea este și panicată. Ea de obicei, la anumite ocazii, se panichează foarte repede. Și dar credeți-ne că... Încetați, Vlad, că da, nu e ok. Păi vreau să le spun că e bine, că e în regulă, că nu... E liniște. Eu vă mulțumesc că mi-ați spus lucrul ăsta, pentru că eu am o fobie
de a fi decedat cineva, doamnă, și eu să peste locuiesc. Doamnă, peste tot decedează oricine. Dar eu deci știu lucrul ăsta, dar nu tocmai eu. Asta, nu pot să trec peste să nu-i zic atac de panică, da? Bravo, dar nu, mult. Acum serios, pe Păscara unde trece n-a murit nimeni în bloc și este adevărat. Dus coștigul Păscări, tramvaiul în care vorcați, n-a murit nimeni, da. Pe stradă unde aici circulă, este foarte adevărat. Mașina, aici este vorba de bani mulți. Exact. Și atunci se mai dar nu merită, domnule, tot ce aveți aici, adică uitați, se vede toată proprietatea, e frumos. Este foarte frumos. Ați zis că vă este, place acum. Îmi place, dar faptul că a murit cineva deja, mie nu mai trebuie, eu nu mai vreau. Deci, puteți să mi-o dați și degeaba. Hotărârea finală? Nu mai vreau Cezar. Mergem în altă parte, nu, deci nici să n-aud. Bine, Emilia, cum zici tu? Asta e prea mult. Eu n-am să mă mut niciodată într-o casă în care a murit cineva și mai ales un copil. Deja pentru mine este prea mult. La revedere, mulțumim, mi-a părut bine. Să rămân sincer. Gândiți, știți unde ne găsiți. Da, gândiți-vă bine, nu vă grăbiți, ne dați un telefon. Ne auzim, la revedere. Mulțumim că ați venit. La revedere. Sănătate, Doamne, ajută, poate, numai bine. Ai văzut? Ce să bine pare că a spus băiatul ăsta adevărul. Eu aici nu mă mut, Cezar, mie nu-mi convine. Știu că îți place, îmi pare rău bine, de tine. Bine că au spus măcar și nu ne-au invitat, îți dai seama. Ce-au făcut niște fețe, zicei că sunt cu fantoma lângă mine. Asta era, asta am găsit atunci pe moment. N-a fost ceva premeditat. Băi, dar n-am avut ce să fac, că dacă nu s-au speriat în casă... Păi nu luau dacă nu s-au speriat în casă când le-ai zis de instalație, de electrică, vreau să bage bani. N-ai văzut ce zicea moșul, că vrea să-și facă acolo legume, că vrea să-și facă grădiniță, Oana să mare pună... Oana de piscină. Da, ia uite, vrea piscină. Cu piscina imediat, da, da. Ai văzut ce mulțumit a fost? Ce cum l-ai lăsat pe alea acolo? Le-am uitat acolo, mă, tată, ia stai. Hai să le deschidem, că uite-te și turul pușa. Deschide-le, mă, că stați, baca nebunele astea. Stați, mă, stați-o. Au... Vlad, deschide! Gata, mă, îți deschid, stai așa, că trebuie mai cheia, mă. Mai stai așa, gata. Băi, frate, tu ești domnul la că mi-a ții două ore aici. Da. Nu-i posibil așa ce ceva. Cu tine, cum sunt închise aici? Bă, ce da, nu, hai că nu, nu s-a întâmplat nimica. Fetele au avut anunț pe internet. Le-am găsit acolo și aveau nevoie și ele de o casă să-și facă treburile lor, să fie mare, să fie discretă, un pic mai departe de București, și e perfect pentru ele. Noi am închiriat această casă pe un an de zile și acum ce vor să facă? Să ne dea afară așa? Dar nu este normal. Suntem 5 fete și avem nevoie de puțin respect din partea lor, cât timp le dăm bani. Pentru atâta domeniu, dita mai vila, da? Faceți ce vreți, aveți liniște. Nu vă deranjează nimeni niciodată, și da? Pe lângă aveți intimitate, doar voi știți fiecare lună, ce pentru că de fiecare dată găsiți câte ceva stricat. Uite, auzi, bă, dar stricăm noi? Stric eu cu tata? Stricați dacă voi, nu mai stricați dacă ceva. Nu vreți să mai plătiți, că voi stați aici, nu noi. Păi una e una, alta e altă, chiria e chirie, dar dacă se strică apa, că o folosești, doar te speli, nu? O plătești, se strică țeava, o plătești, se strică hidroforul. Se strică apa, dar așa că ne spălăm noi. Păi, noi am mai dar nu știu ce faceți. Hidroforul ăla funcționează, da? Păi, da? Și dacă îl uzezi, se strică. E dar normal n-am mai întâlnit așa ceva. Un chiriaș să plătească stricăciunile, pentru că voi locuiți aici, nu noi. Voi și faceți ce știți voi. Numai voi știți ce faceți. Ce treabă are el cu ceea ce fac eu în camera mea? Până la urmă, ce fac eu în camera mea mă privește numai pe mine. Cine intră și cine iese, nu mai pe mine. Până la urmă, ce fac fetele e problema lor. Ne băgăm noi în viețile lor. Important pentru noi este să iasă bani. Voi, până la urmă, voi ar trebui să mulțumiți că noi, când vă băgăm acolo, vorbim cu oamenii să mai puteți să mai stați aici. Că v-am zis că trebuie vândută casa asta, dar nu putem să vă aruncăm așa în stradă, că nu e frumos. Am fost până acum cu trebuie. Dar e și în avantajul vostru. Și tata poate să spună. Păi, nu contează, dar e avantajul tău. Ce te interesează dacă e avantajul meu? Dacă noi v-am dat în stradă, că trebuie să vindem, v-ați găsi imediat? Nu. Păi, posibil, așa că, uite, vă lați în perioadă lungă în care puteți să faceți în continuare și să vă lăfăiți în lux. Da, până în toamnă puteți să stați liniștite. Până la urmă cei de așa au decis. Câte 15 minute să stai un pic acolo ca să vadă oamenii casa, nu e o problemă. O oră. A întâmplat cât a trebuit, moșul, da? Vroia să vadă, ai văzut că mai avea puțin și intrași peste voi. Zăi, așa că a venit Moș Crăciun dacă vedea ce e acolo și că-s crăciunițele. Stați și voi liniștite. Vă găsiți în fiecare săptămână să veniți pe capul nostru cu niște chiriaze, poate în momentele alea sunt și eu cu cineva, am și-o treburile mele. Ți-a venit cineva noaptea, te-a deranjat? Și nu ți-am dat telefon de fiecare dată. Nu v-am dat. Tot ați luat din timpul de muncă. Noi facem bani în timpul ăla. Auzi, păi scuză-mă. Voi faceți bani aici? Voi faceți bani aici, nu trebuie să vă plângeți, trebuie să plătiți. Exact. Hai să fim serioși. Cine s-a ocupat de casa asta în ultimii 3 ani? Eu. Vino iarna de zăpada, vara tunde iarba îngrijește gazonul, în casă schimbă becurile, ai grijă de instalații, fă tot, mai dă o vopsea.
acum pe bune n-am muncit, deci e normal să mă bucur și eu să simt. Hai să nu ne stresăm, hai acum să ne înțelegem ca să fie toată lumea bine. Voi faceți în continuare bani, noi ne vedem de al noastră. Apropo, când să, nu știu, Vlad, când au fetele de plătit, ce au de plătit? Mâine au de plătit. Hai că nu mai stau, că am și eu treaba mea. Vă înțelegeți cu Vlad, cu plata. Bine dat. Și vedeți că mâine vreau banii până în ora 6, vă rog eu frumos. Și pentru ce mai trebuie să plătim extra? Păi știți doar, hidroforul mai trebuie acolo dat ceva, că nu s-a rezolvat problema. Dar nu e mult. Dar se rezolvă până la urmă, până plecă, păi o să se rezolve, stați voi liniștite. Voi achitați-vă mâine și vorbim, vedem. Ce prompt ești când e vorba de bani. Bună, Alinușe, păi. Bună, iepuraș, am așteptat și ieri, însă n-ai venit. N-am putut să vin ieri. Nu te-a lăsat nevasta? Asta e, n-am ce să fac. Vlăduț a luat într-una din zile, nici nu știu cum să zic, ca să nu te supei, a spart plasma aia din sufragerie. Părerea mea este că putem lua bani frumoși pe el. Cât să luăm pe vechitura? Ce, mă? Ce vechitură, mă, băiatule? Dacă 3 ani televizor. Dacă nu-i folosit, păi, da, e de ultimă generație. Cât crezi tu că ai dat în ultimii 3 ani? Vlad este tipul de la care am închiriat casa. Cum adică ai închiriat casa de la Vlad? Vlad e nepotul meu și l-am lăsat aici să vină să aibă grijă. Cum adică să... Deci tu ești șeful cel mare. Ne-a povestit multe despre tine. Proprietarul aici. Păi da, e jumătate din banii pe care îi primiți. Între vizitele eventualilor clienți, fetele care au închiriat vila se bucură într-o pauză de muncă, probabil, de ceea ce au la dispoziție. Lucru firesc, că doar au plătit. Cum anume reușesc ele să suporte o chirie atât de mare, ne putem da seama din vizita pe care le-o face un admirator, să zicem. Bună, Alinuș, ce faci? Bună, iepuraș, am așteptat și ieri să mai vin. N-am putut să vin ieri. Nu te-a lăsat nevasta? Asta e, n-am ce să fac. Oh, și ne-ai adus și căpșuni. Am adus o cațorălă pentru fete. Ne-ai adus și nouă. Acum? Și una pentru noi. Se gândește tăticul. Păi cum să nu se gândească tăticul la voi? Cum pot să viu el dacă n-a plecat la țară? Oh, n-am plecat. Cum. Păi avem și ce naiba face toată ziua acasă? Așa nu se pixește. Stau acolo, n-am ce să fac. Bine. Da. Ce frumos arată. Dar noi avem treabă mai întâi. Păi de ia una de acolo. Așa, una o să iau, așa, ok, așa, mulțumesc. Așa. Da. Fetele, dacă vreți. Mulțumim, o să le luăm și noi pe ale noastre. Trebuie să plătesc chiria. Plătești, tată, plătești chiria. E, acum, ce contează ce statut are, cum arată, câți ani are? Important e să-mi scop banii pentru chirie și atât. Auzi, căpșunică, astăzi e ziua în care trebuie să plătesc chiria. Îmi dai și mie banii astăzi. Plătește, căpșunică, cum să nu plătească? Dă-mi banul. Na, vezi tu, ea are alta mentalitate. Ia câte puțin din fiecare parte. Puțin de la el, puțin de la altul. Și uite așa, ea adună și face. Face un întreg. Ia uite fetele, ce ai bine stau. Ai apărut și tu, a? Parcă spuneai că vii la 6. Nu, dragă, eu am zis că vin până în 6, că după 6 am treabă. Hai, scoate-ți bănuții, că e urgență. Da. Da, măi, crezi că stau eu în chiria ta? Aoleu. De 1000, ia. Ești plină de bani tu, dragă. Treaba mea. Ia, să-mi dai și tu banii, că poate mă faceți, ia. Dar cred că te fur eu pe tine. Ia stai, pe aici nu sunt bani. Păi cum ne fur el pe noi? Ce hidrofor? Aici sunt 10 milioane, dragă mea. Păi până nu mai am chef să-l plătesc. Serios? Da. Păi și ce crezi, că aici e așa, după chef? Păi nu. Bă, aia o plătesc, aia nu, până la urmă voi l-ați stricat. Păi dacă vrei, poți să-l plătesc cumva. Poți să-l plătești. Până la urmă, Vlad e un băiat tânăr, ei, pisteț, frumușel, de ce nu? Încercăm. Adevărul e că Ioan Alcan place de mult timp pe Vlad și acum că am prins momentul să profit de ocazie. Cumva, vreți să arăt eu cum? Da, chiar sunt curios. Ia, cum plătești tu hidroforul? Mă însuțești până în casă și vedem noi cum îl plătim. Nici mai mult, nici mai puțin. Nici mai mult, nici mai puțin. Eu am hotărât să nu mai mă las păcălită. Dacă vrea să ne jucăm, eu să ne jucăm. Tu trebuie să-mi dai banii de hidrofor. Da, rezolvăm. Rezolvăm. Bine, dragă, haide. După tine. Până la urmă, acum, pot și eu să închid ochii la un hidrofor, că am și eu suflet, mă gândesc și eu la ele, sărace.
După cum se uită Vlad la picioarele lungi ale Ioanei, credem că nu este vorba de suflet, dar până la urmă Ioana a răscumpărat în felul ei hidroforul. A mai rămas o fată cu chiria neplătită la ora stabilită, lucru netolerat de tânărul antreprenor Vlad. Alina! Alina! Ce vrei, mă îmbrăcam? Ia, ce te îmbrăcai, mă? Ți-a luat prosopul ăsta pe tine. Mă ții aici, am ușor de bani. Treabă. Bine, bine, de bani. Ce bani? O să-i dau mai încolo, acum am treabă. Ce treabă ai, mă? Cum adică ce treabă? Ce treabă ai tu? Cu ce treabă am eu? Mă, tu crezi că stau după tine? Acum, serios. Nu, stai după mine, asta ți-am zis că-ți dau banii, dar acum am treabă, nici măcar îmbrăcată nu sunt. Lasă vrăjeala asta cu mine și dă-mi banii mai repede. Ia, ce-ai făcut aici? Ce-i foaia asta în geamă? Ce-i poschetăria asta aici? E doar un geam spart, o să plătesc. Păi să plătești, să-mi dai 2 milioane să fac geamul ăsta. Bine. Ok? Bine. Bine, dă banii mai repede. O să-ți dau cât am, aulă, mai lasă-mă, stai. Nu, că o să-mi dai cât ai, să-mi dai cât vreau eu. Ce fac ele pe mine nu mă interesează. Nu-i treaba mea. Dar mie trebuie să-mi iasă ciubucul. Hai, Alina, hai deodată. Nu, uite, sunt 500 de lei, ia-i și lasă-mă în pace. Îți dau mai încolo pe ceilalți, că nu am acum. Eu ieri v-am zis o treabă. Până la ora 6 să-mi dați banii, pentru că am treabă după ora 6. Eu nu pot să mă plimb așa prin București. Bine, așteaptă, poți să-ți dau, poți să mă aștepți afară 10 minute, că o să-ți dau în 10 minute, ok? A, mi-i dai în 10 minute? Da, în 10 minute, poți să mă aștepți, te rog frumos, afară? Dar tu trebuie să te ocupi de asta dinainte, că nu mi se pare normal să vii cu măruntul ăsta la mine. În ce ziua de bani, frate, dai. Mereu ți-am plătit în ziua. Bine, bine, îmi aduci banii, înțeles? Lasă-mă, bine, ți-aduc, lasă-mă, oameni. În tot acest timp, Laura simte că este o soție și o mamă împlinită și nici măcar nu și-ar putea închipui că soțul și fiul sunt departe de ceea ce crede ea despre ei. Ce faci, amore? Ți-ai găsit de treabă? Uite, mai aleg ceva să mă încalț. Păi unde pleci? Ce faci? Aici în jur, trebuie să cumpăr câte ceva. Da, faci piața? Da, poți să vii și tu, te dacă ajut? Ai timp. Da, că da. Vin, că am ah, ceva okay, timp. Ok, mai aleg și eu să mă asortez cu ceva. Măi, știi ce vreau să te rog? Să vorbești tu cu Doru, să... Nu știu, merge destul de greu așa cu vizionările. Sunt ciudați clienții ăștia, tot îmi aruncă în ochi prețul foarte mare, că e scorojită aia, că te-au tot sunat atâția, eu credeam că merge bine, adică chiar eram fericită, știi? În fiecare zi te-au sunat o grămadă de oameni, te-ai dus acolo în fiecare zi. Păi da, mă, dar de ce nu vii cu mine să vezi cum sunt oamenii? Păi ce vorbim aici de un pachet de biscuiți? Vorbim de 250.000 de euro. E bine, dar dacă am văzut că ești căutat, am... Mi-am făcut iluzii. Cu telefonul da. Costă puțin, dar să cumperi casa costă mult. Fii atentă ce mă gândeam. Toți ăștia care au venit, așa. Ba, ia cu nasul pe sus, ba, ei că nu știu ce. Să-ți o spun sincer. Deci toți s-au luat de vopseaua scorojită. Din casă, de pe balustrade, de balamale, de broasca de la magazie. Dar s-au luat, ei, mă, au ajuns că sunt și țânțari. Mă, eu înțeleg că fiecare încearcă să tragă din preț, să negocieze, că în funcție de cât are, cât n-are, ce e asta, că na, nu vine niciunul să zică, gata, super, a, ia banul, pa, la revedere. Toți vor să negocieze, clar, mai ales când e vorba de un asemenea preț. Dar acum vorbește și tu cu el, uite, să ne trimită 2000 de euro. Părerea mea e că dacă dau cu o lavabilă, fii atent, nu se vede ce e pe sub vopsea, că e crăpat, că aia a căzut, că aia nu știe. Dau cu o lavabilă, mai cumpă fie atent, un set de șprințuri din alea care se bagă să țin toate broaștele, să nu mai scârție, mai repar hidroforul ăla, că a deschis, uite, ieri când a venit, a deschis, n-a venit apa. Păi ce, frate, dau un sfert de milion de euro și nu vine apa? Trag de unde pot, așa, câte un pic. Un pic de la cumnate meu, un pic de la fete, un pic de colo, un pic de colo. Trebuie să se ajungă la 5.000. Păi și cât să-i zic lui Doru? 1.000 nu știu, de euro? Sau nu știu, zi cât știu. Poți, tu zi vreo 2.000, că nu o să-ți dea 2.000, dar măcar să-ți dea vreo 1.000. Să... Da, dar știi că nu mai vrea să investească, știi, eu, niciun auzi, ban. Auzi, știi cum e, nu vreau niciun să mai dau, ban. Dar vreau suma 250.000 fix. Bine, eu ai n-o și tu dreptate, dar nu știu dacă e de acord, pentru că nu vrea să mai lase nimic, pur și simplu. Bă, vreau știi că acum, nu... pe bune, nu vreau să-l jignem, dai chitră. Nu vorbim încă o dată, îți repet, nu vorbim de două pachete de biscuiți, 5, 10, 15, 20 de mii, vorbim de un sfert de milion de euro, 250 de mii de euro. Bărbată meu, ce să spun despre el decât că sunt foarte fericită. E un om priceput și familist convins, aduce bani în casă,
Mi-a pus Dumnezeu mâna în cap cu el. În ziua de azi nu-ți trebuie nicio meserie. Mor de foame cu meseria în mână. Nu, trebuie să ai tupeu și să știi să te lăscurci, că altfel te calcă toți în picioare și zic că ești prost. Auzi, Florine, lasă-l pe frate meu. Ok, o să vedem ce spune în legătură cu asta. Trebuie să fie de acord. Dar ia zi, cu Vlăduț cum este? Că l-ai luat cu tine să lucreze la atelier. Cum se descurcă? Cum e? Păi, mă bucur că a intrat pe sub pielea patronului, asta era cel mai important. Și să știi că mă așteptam la locul ăsta. Băiat deștept, ne moștenește, da, știu, mă moștenește. Da, păi tocmai asta, de asta zic, că e bun, e deștept, le prinde repede toate secretele meseriei. Îl place, acum nu știu, sper să-l păstreze, să ne fie ok, să-l aprecieze că își dă tot interesul, să-l plătească la fel de bine ca și pe mine, că n-a pe începător. Cât mă bucur că în ziua de azi tot meseria rămâne. Da, mă, acum... Am venit sigur și cu toate nebunia asta care a fost. Îți dai seama că mă bucur că l-a luat și a intrat pe sub pielea patronului, pentru că, spun sincer, nu știu la cum sunt vremurile astea și... ce a fost cu pandemia asta și cât și-au pierdut jobul. E o minune că ăsta l-a luat. Da, vrei să spun care e marea mea temere? Acum nu știu. Ei, tare mi-e că vine valul 2 așa și trebuie să fim ancorați cu ceva, să fim, că nu știi care își mai pierde serviciu, cum să strângem un șteag acolo. Mă, e greu, vezi și tu ce se întâmplă, ai văzut, lucrurile se scumpesc, banii din ce în ce mai puțin, dacă opresc ăștia din nou circulația și joburile, ce mai facem? Cât o ține, măcar să-i facă impresie bună patronului, să-l angajeze definitiv, că ăla, îți dai seama, și el e vibe de el acum, poate să sucească și că, bă, merge rău. Na. Da, nu, am înțeles, mă bucur ce să mai... oricum că e cu tine e și că deștept, merge bine. Ce Dumnezeu, da. Copilul nostru e băiat deștept, învață repede, face bine, e descurcăreț, e ok. Seamănă cu tine. Bine, hai să mergem la cumpărături. Florin simte că nu mai are mult timp la dispoziție ca să tragă foloase de pe urma casei lui Doru, așa că încearcă să valorifice cât poate de mult. Vlad! Măi, Vlad! Da? Vino și tu, te rog, cu un scotch. Vezi, caută unul mai lat. Ai auzit, mă, băiatule? Da, stai că vin acum. Haide! Le-am adus pe toate, dar la ce trebuie? Ce faci, mă, tata? Ce să fac? Bine. Păi îl vindem și pe ăsta? Mărităm și pe ăsta, da. Păi nu trebuie să facem bănuți? Ce facem? Las că dacă nu-mi dă el și nu apreciază cum am eu grijă de casă, îmi iau eu singur. Păi cum, mă, tata, să luăm televizorul să-l vindem acum? Că... Mă, băiatule, crezi că ăsta mai știe... De acum 3 ani de când lipsește, ce a făcut prin casă, ce n-a făcut, că e aia, că e aia-ilaltă. Am mai dat atâtea răcățișuri de-astea, mai mici mărunțișuri, să facem bani. Da, mă, tată, mă, dar dacă luăm ăsta, sigur își dă seama și nu știu ce să facem. Hai, mă, lasă că ce am... zicem? Bă, am eu grijă să-l scop cumva. Stai liniștit, că îi găsesc eu un motiv și o să înțeleagă. Ce știe ăsta ce e aia, ce e aia? Nu știi ce are în casă de 3 ani. Îți dai seama ce și-o fi făcut acolo? E plin de bani și aia, de unde mai știe de o plasmă de acum nici de ani, nu știu cum. Și la urma urmei, să știi că e nouă, e nefolosită. Cine asta să se uite la ea? Așa bine, bine, bine. Hai, vezi care trebuie din astea, care e din... De acolo un pic, de acolo un pic, să înțelegem și noi ceva. Că prea am muncit la casa asta, taie gazonul, îngrijește iarba, dă zăpada, fă instalațiile, fă hidroforul. De 3 ani tot muncesc la ea, nu? Măcar să am și o răsplată. Părerea mea este că putem lua bani frumoși pe el. Cât să luăm pe vechitura asta? Ce, mă? Ce vechitură, mă, băiatră? Dacă trei ani televizorul ăsta. Dacă nu-i folosit, păi da, dar e de ultimă generație. Cât crezi tu cap data în ultimii 3 ani? Fă ca și cu telefoanele. Mai pune ceva, mai nu știu, dar aceleași funcții. Păi și când păi are internet, are toate alea, nebuniile astea. Știu, de mă, tată, nefolosit, știu ce are. N-are, da? Nici nu știu dacă are 150 de ore de funcționare. Păi bune, ce nu știi, ce asta? Vezi, părerea mea că mai jos de 1500, nu. Cât? 1500? Bă, tată, mă, ce ai, mă? Bă, păi tu... pe vechitura asta eu nu-mi iau nici 9 milioane, mi-au 8 milioane. Tu ai mai fost la market să vezi care e prețul televizoarelor? Păi eu știu care e prețul, păi unul nou de-asta e vreo 20 ceva, 30 păi de milioane nou, vechi. Păi nu așa, nu. Păi nou și 15 milioane nu-i suficient la plasmă, cu internet, cu tot ce vrei, cu telecomandă, cu asta. Nu mi-l ia, mă, tată. A, mă, bă, zic eu, fii atent. Tu trebuie să fii băiat deștept, da? Maică-ta te trimite cu mine zi de zi la muncă
știe că suntem la muncă, da? Ca să te învăț. Și eu nu te învăț să faci bani, să fii băiat deștept, să fii descurcăreț în viață. Vremuri urâte, sunt cu tot felul de întâmplări. Bă, trebuie să înveți să faci bani și din piatră seacă să stoci. Știi care e concepția mea? Să știi să fii atât de bun încât să vinzi fraierilor nisip ambalat pe plajă, bă. Aia e. Ai înțeles? Cum dai cu să nu-l dai? Crezi că toți s-au tins să uite pe internet care-i prețul sau un magazin, te duci, îl ștergi de praf și uite, bă, are internet, are și de aia, poți te și joci, poți să-l pui și la calculator, prăjeală, 15 milioane, țac, pac. Tai că mi-a redreptat, trebuie să învăț să fac bani, să fiu mai cu tupeu, că altfel nu fac nimic cu viața mea. Hai, Vlade, nu mai vorbă multă sărăcia omului, nouă ne trebuie firfirici. Ia de aici, hai, dă-l hai, păși tu mușchi, da. Și papa, du-te, mărită, 1500. Ca un fiu ascultător care este, Vlad se execută, dar Florin trebuie totuși să găsească o explicație pentru lipsa televizorului din casă, dar dacă tot o face, ce-ar fi să împuște doi iepuri dintr-o lovitură? Salut, cumnate, ce faci? Salut, uite, la muncă, ce să fac? La muncă, ce faci? Și eu, așa, uite, acum sunt pe aici, pe la tine, pe la casă și vreau să stăm puțin de vorbă despre anumite chestii. S-a întâmplat ceva? A, nu, nu, cumnate, nu. E vorba că au fost unii zilele trecute la vizionare, așa, mai, nu știu, mai simandicoși. A, da, super, super. Și au fost încântați, vor să o cumpere, ce hai să spun niște aspecte acum. Oamenii au fost încântați, îți dai seama că să vezi dita mai casa, curte mare, teren aici, e tot îngrijit, lacul din spate... Îți dai seama că ea le-a luat fața, dar mai sunt niște chestii și uite, mi le-au scos ei. Sunt balustradele de la terasă au ruginit, ar mai trebui vopsite, s-au dus niște șuruburi de-astea de susținere de la mânere, broasca de la asta de la magazie nu merge cum trebuie, hidroforul dacă nu-i folosit de atâția ani face că merge, că nu merge, adică m-au luat cu de-astea. Că e prea mult, că e prea mult, cum să dai 250.000 de euro în ziua de astăzi pe ocazia. Am zis, păi, dar numai acasă ai 100.000, iar cât ai terenul aici, 150.000. Nu știu, acum zic și eu așa, poate ar trebui să, nu știu, să trimiți ceva, să luăm câteva găleți de astăzi, mai dăm o vopsea pe balustradă, pe la colțul ăsta unde s-a mai scorojit, așa, nu știu, poate repar hidroforul ăsta, schimbăm niște țepi, că, de, dacă nu-i locui de 3 ani, poate să mai întâmplă. Eu știu, da, te înțeleg și pe tine, înțeleg oarecum și pe ei, dar nu știu cum să spun, până la urmă toată eu casa asta o vând cu tot ceea ce este în ea, până la urmă numai ceea ce este în ea face câteva zeci de mii de euro, adică 1500 de metri de teren plus lac, plus câte sunt aici, adică e ceva mult mai mult față de ceea ce se vinde pe piață, adică nu e chiar așa de mult cum zic ei și că mi-au găsit 3 chichițe, 4 pe acolo, că nu e vopsea, că nu... Și cum e, până la urmă, foarte mulți dintre ei când cumpără ceva sunt puși pe reparații, pe schimbări, pe chestii de genul ăsta. Adică nu știu dacă e atât de relevant faptul că nu e vopsea pe balustradă sau că nu funcționează o încuietoare sau știu eu ce pe acolo. Nu degeaba zic eu că e chitră cum nate meu. Da? Se adeverește vorba. Tot aia care au, ăia și mai zgârciți. Ce Dumnezeu, să dai o vopsea acolo ca să... Acum să mă apuc să mai bag câțiva zeci de mii acolo să investesc, să fac ca să le placă lor nici de cum. A, eu o vând așa cu ceea ce este acolo, cred că este destul de mic prețul față de ceea ce se află acolo. Pentru că, vorba aia, dai pe un apartament, știu eu, la bloc, dai 80-100 de mii eu și știu să-mi faci mama lor. Și eu 250 de mii e puțin. Eu știu ce zici, cum să câștigi și tu, vorba aia, dar nu mai am de gând să repar nimic acolo, asta e, știi cum e. Vor, dacă nu sunt cu impresii și cu figuri, caut alții, nu e problemă, piața e mare, nu stăm în doi oameni. Ăsta chiar are arici în buzunar, nu vrea să scoată nimic, crede că îi bagă în buzunarul meu, la urma urmei și pentru binele sursii. Altceva vreau să spun acum... Știi, uite, Vlăduț a luat într-una din zile, sincer să fiu, nici nu știu, când că eu vin aici o dată pe săptămână, așa, să mă uit cum e treaba, să mai văd, e iarba, ok, sunt robinetele, ok. Mi-a luat cheile mele și știi că pe cheile mele am și cheile astea și
Așa că puștanii au, cred că a avut ca o petrecere, nu știu, că a venit cu o fată, cu băieți, ce o fi făcut, nu știu, o fi dat și el așa o mică petrecere, că nici nu știu cum să zic, ca să nu te superi, a spart plasma aia din sufragerie. Da. Hai mă, cumnate, cum să spargă plasma aia? Pare aia a costat o căruță de bani, da, cum să o spargă pe aia? Păi și ai văzut că era destul de bine prinsă în perete rău. Acolo, adică... Păi știu ce-or fi făcut, s-or fi împins sau ce-or fi făcut cu vreo fată, s-or fi pupat, s-or fi dezechilibrat. Nu, îți dai seama că nu știu, că dacă știam, na, nu, a, pur și simplu... Ce să mai zic? Acum înțelege și tu că, na, sunt copiii noștri, sunt astea. Na, uite, nu, tu nu vreau să trăiești cu senzația că ți-am făcut o pagubă. O să te rog după ce vinzi casa să o scazi din comisionul meu și am rezolvat. Eu vreau doar să nu te superi și să-ți spun ce s-a întâmplat. Da, da, bine, mulțumesc. E greu în ziua de astăzi. Una e să muncești, alta e să dai din coate și să scoți bani și mă străduiesc să fac ceva ca să scot bani. Hai să-l iert de data asta, dar sper să nu se mai întâmple măcar da, până când da. O vând. După aia să vadă oamenii am că înțeleg. E totul ok, că vorba aia îl vând cu televizoare, cu combină, cu da. Mașină de spălat, cu tot ceea ce este în ea, nu vreau să se întâmple ceva. Asta este, acum o să-l iert și... Cumnate, îți mulțumesc mult pentru asta. Uite, da, nu da. Te mai țin, nu te mai țin, nu, că nu, trebuie nu, să ajung și la muncă. Da, da, și da, eu și... sunt prins acum. Bine. Și mi s-a terminat pauza și chiar vreau să mă da. Vorbim. Bine, atunci bine. Descurcă-te acolo da, cu da. Vorba aia. Nu va fi grijă. Bine pentru toți. Mă ocup da? Eu aici, să fie bine. Bine, bine. Hai, bine. Pa, hai, pa, salut, te salut. Pa, frumoasă, pa, 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 la fel, pa. Yes. L-am făcut și de data asta. Mulțumit de mica lui izbândă, Florin se întinde la plajă ca și cum întreg domeniul iar aparține. Însă, după 3 săptămâni de la ultima convorbire cu Florin, liniștea tuturor este deranjată de vizita neanunțată a lui Doru, care nu prea înțelege de ce casa lui nu se vinde. Prospătură, bine ai venit! Dar au venit și cu bagajul, ce neregulă cu el! Rămâi aici, de tot? Bună ziua! Așa timid la prima întâlnire? Bună ziua! La cine ai venit? Păi, cine sunteți? Maria Încântată. Sigur ai venit la Alina, nu? Cine e Alina? Alina este prietena noastră. Păi, cu siguranță ai venit la una dintre noi. Altfel, nu te afli aici, nu? Am venit la una dintre voi să fac ce? Adică, chiar nu înțeleg ce se întâmplă aici. Adică, dar dacă chiar... n-ai venit la cineva special, poți să vii cu mine, nu mă deranjează. Să vin cu tine să fac ce? Nu înțeleg. Stați un pic, că... sunt un pic bulversat, adică voi aici, ce faceți aici? Adică... Noi aici stăm. Aici locuim. Cum adică aici locuiți? Aici locuim. Dar tu cine ești? Adică... Câți ani ai? Păi stați un pic, că voi locuiți aici cu chirie? Cu chirie, da. Cum adică locuiți cu chirie și... Adică eu l-am pus pe cumnatul meu să aibă grijă de casă cu nepotul meu și ei așa au grijă de casă, să înțeleg că asta e grija lor? Vlad este tipul de la care am închiriat casa. Cum adică ai închiriat casa de la Vlad? Vlad e nepotul meu și l-am lăsat aici să vină să aibă grijă. Cum adică să... Deci tu ești șeful cel mare. Ne-a povestit multe despre tine. Proprietarul aici. Păi da, e jumătate din banii pe care îi primiți. Jumătate din ce? Stați că nu înțeleg. Jumătate din adică chirie, îți reveniți. În casa mea, voi plătiți chirie lui Vlad. Jumătate la tine, jumătate la Vlad. Jumătate la mine? Da. Cert este că dacă dau ochii cu Vlad, cu nepotul meu, deja nu cred că știu cum am să procedez. Nu știu ce am să-i fac. Asta a spus Vlad, că jumătate vin la mine. Da. Ne-a povestit multe despre tine, chiar voiam să te cunosc. De cât timp locuiți aici? Jumătate de an. Jumătate de an? Cum adică jumătate de an? De jumătate de an voi sunteți aici? Da. Noi două și încă 3 fete. Fai de capul meu. Cum adică voi sunteți 5 oameni care locuiți în casa mea? De jumătate de an? Da, dar tu știi lucrurile astea. Eu știu lucrurile astea. Eu nu știu lucrurile astea.
Am vrut și noi intimitate și liniște. Doar atât am cerut. Și poftim ce avem. Deci toată această situație e din cauza Ioanei, cu plăcutul pentru Vlad. Practic, ea ne-a băgat, ia să ne scoată. Ce cu asta, fată? El nu știa nimica de noi? Ce aici, mă? Cine sunteți voi? Dar cine? Ce aici? Cine sunteți dumneavoastră? Mă, dar tu cine ești, mă? Da. Acum nu numai fete, sunt și bărbați aici. Când am deschis ușa la cameră și am văzut pe cei doi tineri acolo, în camera lui fii mea, să cad jos din picioare. Băi, ieși afară că chem poliția, tu înțelegi, bă, nu fii acolo, lasă-o în pace. Stai puțin, am plătit să stau aici. Ce ai plătit? Cine sunteți dumneavoastră? Am plătit chirie, suntem 5 fete, plătim câte 1000 cum de lei. Cum să plătești plus chirie, mă, aici e casa mea, tu nu înțelegi ce înseamnă asta, casa mea. Dumneavoastră sunteți proprietar? Eu sunt proprietar aici. Păi și eu cu cine mă? Băi, du-te, bă, lasă-mă în pace, du-te, bă. Bă, lasă-mă, o să ieși afară după ce termin. Du-te, bă, lasă-mă în pace. Ce faci aici? Tu ce cauți aici? Mă gândeam că Vlad e implicat în asta. Păi nu dai un telefon, am venit să le aștept la aeroport. Să-ți dau telefon să check cum nate, să check, că vin acasă la mine. Să te aștept. Păi de ce să mă aștept? Ce, nu există taxi, nu există atâtea situații cu care poți să vin? Da, liniștește-te. Bă, cum să mă liniștesc? Tu ești sănătos la cap, vin în casa mea, în camera copiilor mei, găsesc cucoane, neni pe aici, ce pana mea, în curte stă aia și face... Ia te liniște, știu ce faci acolo. Mă, nu mai exagera, liniștește-te. Cum adică să nu exagerezi, mă? Deci nu nepotă miu e de vină, ci cumnată miu. Dar ce mai contează acum, că eu sunt de vină, că-i fii miu de vină? Ce? E o situație și trebuie să o descurcăm elegant. Ce va învăța Vlad de aici? Nu, a că fost... până la urmă tatălui a muncit o viață întreagă și a ajuns să fie concediat fără drept de apel. Vlad cred că este un băiat matur și cred că va înțelege în profunzime lucrurile. Vlad, nu cred că el va ști ce poziție e mai bine să faci mișmașuri, combinații. Normal. Dar asta nu a fost nicio combinație, nici bune, ceva exagerat. Tu ai închiriat exagerat, un bun care nu ți aparține. Voi îmi închiriați casa mea și de 6 luni de zile, auzi ce zice aia, mă, de afară? Când dai bani, mă, jumătate? Mie îmi dai jumătate? Din ce, mă, jumătate? Despre ce discutăm, cumnat? Păi despre asta discutăm. Adică tu mi-ai spus mie, păi, că nu se nu vinde din cauza că e pandemie, mint că eu, oamenii n-au bani. N-ai înțeles, ți-a spus că trebuie investiți. Mint eu, Vlad, mint eu în momentul de față. Nu cumva tatăl tău a spus, trebuie să mai tărăgânăm vânzarea asta, măcar până la toamnă, ca să mai luăm banii pe chirie, da? Deci tu... cu Vlad și cu Laura, să înțeleg că sunteți în cârdășie. Nu, bă, las-o pe Laura, nu băga în pace, mai faci și rău ea. Acum ai soarta, ai familie, ce ai? Pă bune, deci vin, eu vin, îți încredițez această casă, să ai grijă și tu și Vlad. Și v-am super lăsat să veniți aici și să aveți grijă de ea. Mi-a spus, s-a stricat aia, v-am trimis bani. Bă, ați făcut nu știu ce chestii, v-am ajutat. Ți-am zis, frate, să-mi vinzi casa și tu ce faci? Tu mi-o închiriezi? Vrei să ne înțelegem sau bă, doar țipi? Bă, ce să mă înțeleg? Păi vreau să te calmez ca să putem vorbi. Nu-i mă, tot cum ce să pare. Mă calmez, mă, omule. Poate tâncă ai avut un șoc, ai venit și nu te așteptai la bă, nimic, dar hai să vorbim. Bă, nu e cum să am șoc, tu ești sănătos, pe bune. Deci tu... cu Vlad și cu Laura, să înțeleg că sunteți în cârdășie. Nu, bă, las-o pe Laura, nu băga în pace, mai faci și rău ea. Acum ai soarta, ai familie, ce ai? Păi cum să-i fac rău, mă? Cum să-i fac rău dacă eu vin păi în casa da, mea? Păi dar nu știi povestea, dacă te calmezi, vorbim bărbătește și noi și punem păi lucrurile la ce să vorbesc bărbătește, mă? Eu chem poliția și știi ce? Bă, fai rău la familie, mă, ce ai? Ăștia doi m-au înjunghiat pe la spate, deci nu sunt sănătoși la cap. Voi mi închiriați casa mea. Și de 6 luni de zile, auzi ce zice aia, mă, de afară? Că-mi dai bani, mă, jumătate? Mie îmi dai jumătate? Din ce, mă, jumătate? Adică voi produceți bani pe munca mea, pe spatele meu, pe familia mea și voi, pe la spate, nu numai că nu mă ajutați, mă și înțepați, mă, mă înțepați. Păi nu mă, tu râzi, râziți și unde râd, mă, ce ai? Instalația de mine, păi da? Ești nervos, ești păi în stare adică de șoc și nu vrei să asculți problemele păi reale. Mă? Dar stai puțin, că n-am dat în cap nimănui, n-am greșit cu nimic.
Dacă nu locuia nimeni timp de 3 ani, se ducea naibii casa asta. Fetele astea ce au făcut? Au plătit banii și au locuit și ele aici. Faptul că tu pe mine m-ai mințit 6 luni de zile și că aceste fete stau în casa mea de 6 luni de zile și tu mă duci cu zăhărelul că nu se vinde casa când piața imobiliară este cum este și se caută case. Băi, dar case. Ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă? Băi, stai mai. Ce se întâmplă? Băi, eu am vorbit ceva cu tine, fii ok? Atentă. Ți-am dat bani. Da, așa eu este. Nu am nevoie de așa ceva. Dar nu trebuie să țipi și tu, ok? Noi soluționăm problema, intră acolo în cameră și nu te bă. Să nu țipi din moment ce m-a deranjează, ai intrat peste mine, era în goală. Nu s-a întâmplat nimic, hai intră în cameră, o să rezolvăm problema încet încet. Nu s-a întâmplat nimic. Nu faci decât să alimentezi conflictul acum și nu avem nicio rezolvare în momentul ăsta. Du-te și îmbracă-te că imediat vine poliția. Haide, du-te în cameră că vorbim noi pe urmă. Păi mă dă afară! Du-te să te îmbraci, nu mai sta aici, nu vezi că omul e nervos. Du-te, nu mai sta! Nu suna, mă, la poliție, mă, ce mai să vorbim noi ca bărbații? Lasă poliția! La poliție. Lasă poliția că n-are treabă cu noi. Pe bună dreptate, Doru este foarte supărat pe cumnatul și pe nepotul lui. Munca lui de o viață a fost terfelită de cineva în care a avut încredere. Dar acest cineva, Florin mai exact, are o cu totul altă perspectivă. Se anunță o adevărată confruntare în familie. Măi, Vlăduș, ce-a fost mama în capul tău să faci așa ceva? Cum te-ai gândit tu la așa ceva? Să închiriezi casa, să faci hotel? Cine a fost cu ideea? Ce ați făcut împreună? Dar chiar, cine a de fost ce? Cu ideea? El. Doamne. El a adus fetele și... Vlăduș, tu ai fost mamă? Păi aveam alte așteptări de la tine, da, am crezut că înveți o meserie, că acum n-ai nu trebuie la facultate, să învinuim și să-l săracul păi copil, gata să-l nu să învinuim și cap. Ce vrei să-i fac? Să-i fac tablou acum? Bă, a greșit. Păi, a greșit nu da. E numai o greșeală. Nu aveam altă variantă. Ce cum n-aveai deci mai altă variantă? Deci o muncă cinstită, nu asta. Nu? Eu n-aș da vina pe el, aș zice că am hotărât împreună. Dar nu exista o posibilitate să fi vorbit cu Doru, cu cumnatul tău, să-i fi cerut să te ajute? Pentru că am înțeles că el s-a stabilit în Germania și că voi aveați grijă de casă. Eu ce să spun, Doru e plecat de mulți ani, o duce extraordinar de bine. Nu cred că se uită la noi decât la rudele de mai jos. Deși am avut bunăvoința să fac niște lucruri pentru el, din rudenie pentru soția mea, pentru el, nu i-am cerut, dar el ne-a tratat ca pe niște sclavi. Pur și cum adică v-am tratat ca pe niște sclavi? Stai că nu înțeleg. Dorule, adică ați fost pentru mine o familie și sunteți în continuare, nu știu pentru cât timp, dar sunteți încă. Da. Adică am discutat cu tine, prietenește, așa ca de la bărbat la bărbat, că vorba aia, mi-ai introdus vorba asta de vreo câteva ori telefonic. Da? Am discutat de la bărbat la bărbat. Mi-ai spus de aia, mi-ai spus de aia, am înțeles. Adevărat. Dar acum să aud că tu, de fapt, sau acum faptul că tu ești adult, bagi în copilului acesta, da? Păi, imediat și eu am asumat ceva. Chestia asta nu este matură. În primul rând, tu, ca bărbat, să-ți învinuiești băiatul. De ce? Că a închiriat el? Hai nu, să fim serioși. Asta e adevărul, el hai a găsit fetele. Hai să fim serioși, că lucrul ăsta nu-l până cred sub nicio formă. Adevărul este că amândoi s-au acoperit unul pe celălalt. Și pot înțelege. Adică, nu mi-o luați în nume de rău. Pot înțelege gestul vostru. Pentru că aveți o familie de întreținut. Poți să înțelegi așa ceva. Apropo de ceea ce spunea cumnatul dumneavoastră în Germania, sunt și eu foarte curios. Dacă cineva îți prestează un serviciu, am înțeles că Florin tundea gazonul, avea grijă de reparațiile casei, venea aerisea, iarna venea, dădea zăpada la o parte. În Germania, dacă cineva îți prestează un serviciu, o face gratis sau este plătit pentru ceea ce face? Păi nu cred că a încăput în discuție treaba asta, în primul rând, pentru că le-am zis, mă... Puteți, aveți posibilitatea asta sau dacă nu, pur și simplu angajezi pe cineva. Ia-ți cam exploatat. Până la urmă, una este să-i spui cumnatului tău, du-te și tu odată, treci pe acolo sau la câteva luni, și alta este să o iei... Păi nu, dar nu i-am zis du-te în fiecare zi, la modul ăsta, du-te și tu, odată la două săptămâni, du-te și tu și vezi dacă se poate. Adică nu i-am impus, bă, cumnate, știi ce, eu sunt neamț, sunt în Germania și Doru, uite, vreau să fii sclavul eu meu. Eu cred că dacă tu lucrezi de atâta Florin, timp acolo, ești Florin, mult nu-mi cape... mai la curent cu faptul că asta este o slujbă separată. Să ai grijă de regia unei case, eu... iar tu locuiești în case de genul ăsta și știi că nu e zero. Ok,
oprește-te. Faptul că te-am rugat să faci aceste lucruri, nu te-am angajat la mine. Nu ți-am cerut, vii zi de zi, prestezi un serviciu, te angajezi, contract de muncă și gata, prestăm serviciu și îți plătesc. Stimate domn, pentru că înțeleg că ați avut o slujbă. Da. Înțeleg că erați un om muncitor. Cum adică tu nu mai ai Cum servici? Ați ajuns în această situație? Nu, nu mai am servicii. A, și nu mai ai slujbă și de-aia vrei să te angajezi la mine sau nu înțeleg? Și tu, Vlăduț? Nu mai am slujbă, nu. Eu n-am avut niciodată loc de muncă. Poftim, n-am avut niciodată loc de muncă. A fost ca un loc de muncă, pot să spun ce am făcut. Uite și tu, mă, uite-te și tu ce ții în casă, da? Ce uite, ții, mă? Doi oameni care stau cu problema în mână și mă, nu muncesc. Mă, judecător, tu păi, care cum adică, mă, sunt judecător, mă? Tu ești tu om în toată firea. Păi da, hai să ne liniștim puțin. Haideți să ne calmăm puțin. Da, clar, nu vă cade bine ce s-a întâmplat aici. Pentru că până la urmă știți mai bine decât mine, da? Când v-ați întors, ce ați găsit în propria casă. Bănuiesc că dacă, virgulă, cumnatul dumneavoastră și nepotul doar închiriau casa, nu erați chiar atât de supărat. Apropo, doamna Laura știe adevărul? Știe ce se întâmpla aici? Da. Păi da, da, da! A, ce frumos ai spus! Și? Păi da, ce să facă, mă, păi bată? Ce? Dar până la urmă, păi ce, ce se mă? Întâmpla? Păi ești femeie, mă, femeie! Ești sora mea, ești rudă, ești sânge din sângele părinților noștri! Cum să accepti așa ceva din partea unui specimen de genul păi ăla? Și dacă fratele consumate, ce să facă, mă, să explodeze o venă la cap? Da. Nu? Păi cum să nu păi explodeze? Păi asta e atitudine matură, da? Când dialoghezi, nu te nebeși. Vin în casa mea și ce? Haideți, vă rog, să nu ne mai jignim. Domnul Florin. Exact. Înțeleg că ați fost pus în această situație, da? Ați rămas fără loc de muncă. Sunteți cap de familie. Da. Înțeleg că nu exista o variantă prin care rudele să vă ajute, în ciuda faptului că dumneavoastră le-ați ajutat. Dar considerați că este bine pentru fiul dumneavoastră să învețe să se descurce la modul acesta în viață? Din punct de vedere moral, moral chiar nu. Bineînțeles că aha, nu. Eu l-am educat în spiritul valorii. Cum adică nu mai moral? Ia stai puțin, explică. Vorbesc și eu, lăsați-mi să spun. Am fost întrebat despre copil, da? E clar că în spiritul moralității și a unei educații ok, nu. Din păcate, dar ziua de astăzi, majoritatea tinerilor vor să le vină banii așa. Toți vor să fie patroni, toți vor să facă combinații. Nu. Ce va învăța Vlad de aici? Nu, a că fost... până la urmă tatălui a muncit o viață întreagă și a ajuns să fie concediat fără drept de apel. Vlad cred că este un băiat matur și cred că va înțelege în profunzime lucrurile. Vlad, nu cred că el va ști ce poziție să adopte. E mai bine să faci mișmașuri, combinații. Normal. Dar asta nu a fost nicio combinație, nici ceva exagerat. Tu ai închiriat exagerat, un bun care nu ți aparține. Exact. Asta nu este o combinație? Fetele pe care tu, că tu le-ai găsit, parcă, nu? Da. Fetele respective pe care tu le-ai găsit să-ți plătească chirie aici, la rândul lor, veneau cu diverși care stăteau câte o oră, două la ele. Și bănuiesc că ne putem imagina ce se întâmpla. Atâta vreme cât n-au stricat nimic și cât nu au făcut probleme și n-au sărit vecinii în aer, eu chiar nu înțeleg. Apropo de vecini. Atâta vreme cât n-au sărit vecinii în aer, păi vecinii aia ce fel de om mă știu pe mine? Domnul familist domn, cu trei copii? Vreau să vă spun ceva. Vecinii dumneavoastră da? Știau că dumneavoastră ați fost de acord să închiriați casa. Pentru că până la urmă Florin se intersecta destul de des cu acești oameni. Vecinii dumneavoastră erau perfect conștienți că știți că se închiriază casa, că vin oameni mai dubioși. Mă, mai... tu auzi ce zice Ernest? Că ei i-au spus tuturor dar vecinilor mei că eu sunt de acord. Dar ce treabă mai ai cu vecinii că tu nu mai locuiești aici de ani de zile? Bă, și tu nu te mai întorci aici? Vrei să vinzi casa? Ce treabă ai cu vecinii, poți să mă spui tu mie că... Băi, tu prețuiești mai mult vecinii decât pe nepotă tu, poftim. Care n-are ce mânca și a trebuit să facă niște inginerii. Și eu da, să-i dau să mănânce, nu? Îi dai o ciocolată, nu? Păi și copiilor mei cine le dă să mănânce? Păi, dar nu ți-a cerut nimeni nimic, păi, dar nici adică? Să-ți bagi joc de noi să ne păi, vezi nu, da, rudele săraci. Păi ești sclavul meu, de nu? Păi, de joc. Faci. Apropo de bătaie de joc. La ce a trebuit să vă bateți joc până la urmă de acest om? Domne, n-am vrut să ne batem joc de el, n-avem nimic cu el. Pot înțelege nevoia dumneavoastră de a supraviețui, da? E de preferat decât să dai cuiva în cap, să pui cuțitul la gât cuiva. E de preferat ceea ce ați făcut dumneavoastră. Dar până la urmă,
să ajungi să, să ce, să îi vinzi omului ăsta bunurile din casă? Da hai mă nene până la urmă. Ce să facă? Televizorul cu ce să facă? Ce să facă? Lasă mă. Mama, așa te-am învățat eu pe tine, așa vrei să câștigi tu. Aoleu, măi mama, mă știi ceva? I-a zis lui tata că vinde casa cu totul, cu tot ce e în ea. Ce era să facem? Păi da, și asta ce înseamnă? Că o vând cu totul, da? Păi eu vinde cu totul. Ce vrei să dorești casa cu totul? Care-i diferența? Hai să purtăm un dialog. Care e diferența? Vorba lui tata, care e diferența? Nu ți aparține. Exact. Asta înseamnă furt. Păi e furt, da, furt. Furt. Exact. Deci da. Tu mi-ai luat bunul din casă și mi-l-ai vândut fără acordul meu. Da, chiar ce așa. În instanță ce e asta? În instanță, în instanță. Păi pentru că acolo să ajungem. Putem un dialog. Până la urmă v-ați lăsat exploatat. Nu este ca și când omul ăsta v-a forțat să faceți exact ceea ce ați făcut. Dar pot înțelege că nu v-a căzut da, bine. S-a întâmplat. Dar eu vă mai întreb încă o dată. S-a întâmplat, auzi. Fiul dumneavoastră, eu înțeleg gestul dumneavoastră, da? Mă, Laura, tu ești sănătoasă secundă, la casă? Stați un moment, vă rog. Până la urmă, fiul dumneavoastră, da, a venit acasă, a privit frumos în ochi, v-a zâmbit și v-a spus, uite mamă. Salariul meu, poftim. Și mamă i-am adus acasă? Nu. Mi-am luat eu ceva? Nu contează. M-am îmbrăcat asta, eu, mă. Copilul are dreptate. Nu poți să trăiești așa. De gândire este ok. Este... față de casă nu, și față nu de familie. A venit nu pornești de data că nu vor să... Auzi? Dar dacă se ducea și dădea nu știu pe unde așa bani și pe nu știu ce și pierdea. I-a adus, dar nu se trăiește așa în minciună. Auzi, e un copil educat și un copil foarte... Nu vlătut, mama. Așa nu se trăiește. Asta exact ceea ce trebuie și a cum o să-l duceți pe Vlad pe calea cea dreaptă? Dacă el a dat de gustul ăsta al nu banului trebuie să duc eu pe calea dreaptă. Sunt convins că el este atât de deștept încât știe care. Nu există, nu mai există calea dreaptă. Nu există un drum drept. Drumul e sinos, sus, jos, ocolit, cerpuit. Asta e calea. Important e să ajungi unde trebuie. Nu înțeleg nimic. Învață. Nu mintă mama cu zâmbetul exact pe buze. Să fure. Să facă ilegalități. Să aduc bani acasă. Nu i-a prezentat o parte a adevărului ca să nu o facă să sufere. Ați exact luat bunuri din casa cumnatului și le-ați vândut. Exact. Dacă despre știai, asta discutăm. Dar casa se vindea oricum cu tot. Ia stai puțin, tata, ia cu tot. Asta auzi, mamă. Lucrurile din casă făceau 30.000 de euro, da? Că s-au dat cu mamă tot. S-au dat cu tot. Da, plătuți, mai de mamă, dacă eu acum și cu tata nu aveam nicio sursă de venit și nu aduceam nimic și veneam la tine. Uite, mamă, știi ce? Tata a rămas fără servici. Și-l dădeam pe el în gât. Era mai bine? Vlăduț. Era mai bine să n-aveam nimic. Era o soluție, Vlăduț. Care e soluția? Da, care e soluția? Cine îl mai angaja pe tata? Cine îl mai angaja la vârsta asta pe tata? Se găsea. Cine? Vedeam. Ca ce? Dacă vreau un salariu de la fratele meu, îl avea. Prințișor, vedeam, Vlăduț, nu așa se trăiește. Unchiul de 3 ani, unchiul de 3 ani asta consideră. Nu, unchiul de 3 ani. Dumneavoastră de 3 ani nu ne-ați mai ajutat, că nu mai zic unchiul. Dumneavoastră nu ne-ați ajutat pe noi. Așa nu ne-ați ajuns să nu vorbești, mai sunat da? Odată să mă întrești. Ce faci, Vlad? Ce? Ești bine? Ai un leu în buzunar? Că eu fac bani mulți. Păi am vorbit cu părinții tăi și am întrebat mereu de tine. Cum sunteți? Cum aia? Vreți să vă ajut cu ceva? Vreți să vă domnul trimit Doru, ceva? Eu vă întreb altceva. Casa dumneavoastră. Am înțeles că cereți niște bani destul de mulți pe ea. Da, 250.000 din care i-am zis dacă mă ajută cu vânzarea. Hai să vă spun eu un adevăr. Îi ofer 2%. Au fost mulți oameni interesați de această proprietate. El mi-a zis doar de unul sau doi, atât. Nu știu cât de mulți au fost, doar de unul sau doi. Mi-au zis că e cu balustrade, că nu știu ce, că e cu ăla de la apă. Adevărul, de ce? Pentru că putea fi vândută de mult. Știu, și asta i-am zis, 3 săptămâni aș fi dat, adică oricine ar fi cumpărat putea casa asta. Cum putea fi vândută, dar eu... Cred, dacă eu nu veneam 3 ani să o îngrijesc, oameni dispuși să dea acești bani. Da? Întrebați-l. Despre ce discutăm, cumnate? Păi despre asta discutăm. Adică tu mi-ai spus mie păi că nu se nu vinde din cauza că e pandemie, mint că eu, oamenii n-au bani, că... Mint spus că trebuie mint investiți. Eu, Vlad, mint eu în momentul de față? Nu cumva tatăl tău a spus, trebuie să mai tărăgânăm vânzarea asta, măcar până la toamnă, ca să mai luăm banii pe chirie, da? Cum? 5.000 de lei, 5.000 de lei, mai facem niște bani. Păi și mă, dacă era casa de vânzare, așa ați făcut? Dar până la urmă tot se vindea. Era doar o păi întârziere. Tot se... Noi vroiam să ne asigurăm că avem ce mânca. Păi și eu vă cream vouă salariile, dar de fapt sunt omul care v-am crezut sclavii mei, nu? Și voi, în casa mea, ați făcut bani. Pe casa mea ați făcut bani. Păi dacă tu nu ne-ai plătit, am zis noi să ne plătim pentru ce facem. A, și de-aia nu mi-ai vândut casa, pentru că tu trebuia să spui salariul de la prostul de mine, nu? Când faci, sunt planuri pe termen scurt și pe termen lung.
casa, vânzarea casă era undeva pe termen mediu. Și apropo, Vlad, cum s-ar fi putut vinde această casă? Când în momentul în care vin potențial clienți, voi le spuneați ce le spuneați? Ce le spunea? Ce? Le descriam casa, ce le făceam? Da, nu, nu le făceam mai da, mănunte. Păi da, normal, mă, dar de ce nu le spune? Dar de ce, mamă, spune? Legate de găinării, că aia nu funcționează, că hidrofoii păi, păi vedeau dacă ei nu mă ocupam de ele în ultimii 3 ani, nu mai funcționau. Ei găseau nod în papură să nu o cumpere care a venit, nu că... Vlad, uite-te la mine, până la urmă, tu, cu gura ta, le-ai spus unor oameni care au fost dispuși să cumpere aici, că verișorul tău, da, practic fiul lui, a căzut de acolo, de la balustrada aia, că s-ar fi rupt el balustrada. Să nu judecăm aici, exagerat, era disperat. Și a murit aici, în această curte. Ferească Dumnezeu. Bă, copilule! Este adevărat că ai spus asta? Că aici a murit cineva? E adevărat, n-am avut ce să fac. Trebuia să spun ceva să... Da, și-a dat seama după aia că a făcut o mare gafă și a vorbit aiurea. Cum că a făcut? Verișorul tău, mă? Verișorul tău, copilul meu a murit? Cum a copilul meu să moară aici, mă? Bă, nesimțitule, cum ai tupeul ăsta aici să minți și să spui că copilul meu a murit, mă? Bă, știți ce? Până aici v-am mers. De acum înainte nu vă mai iert. Vă dau direct la poliție și pușcărie scrie pe voi, mă. Ne simțiți în aibii. Doamne ferește. Da, Doru, stai puțin. Doru, stai, unde te duci? Ce să mă... Unde, cum adică unde mă duc? Mă duc în casă, mă duc să sun la poliție, mă duc pentru că nu e normal. Mă, frumos, mă, gândește-te la Vlăduț, dacă ar fi copilul tău. Mă, gândește-te că n-are nicio vină, ne face atâta rău. Laura, tu ești sănătoasă la cap, ai luat-o și tu după bărbată tu ăsta. Ăsta e o căpușă, ăsta e nebun la cap, ce ai? Aici nu e vorba de el, de soție, e vorba de copil. Bă, femeie, cum să fie vorba de copil dacă el, ca bărbat, ca adult, a ajuns să facă pe un copil de 21 de ani să facă pilaf, Laura? Deschide, draga mea, ochii! Crede-mă că dacă suni, repercursiunile se vor răsfrânge asupra băiatului, n-are copilul nicio vină. Mă, trebuie să facă... Acest om trebuie să facă pușcărie. Deci acest om trebuie să facă pușcărie. Și fiul tu la fel, pentru că a fost învățat de el. Și uite ce au făcut, uite unde au ajuns să facă. Mi-au furat din casă, mi-au vândut, mi-au adus chiriași. Bă, femeie, ești sinceră! Gândește-te ce bărbat ai la ușa ta, la patul tău. Lasă-l la... pe el, vorbim de Vlăduț. Nu se poate să faci asta pentru copii. Cum e copilul nu... meu. Bă, și ce dacă e copilul tău, e și nepotul meu. Dar ce pot să fac eu? Mă, femeie, tu ești calculată în momentul de față și eu la fel. Tu te gândești că dacă el și-a permis să aducă 5 pițipoance în casa mea, că te și înșeală, te poate înșela? Te-ai gândit la lucrul ăsta? La acest aspect ți-a trecut măcar prin creierul ăla tău? Nu m-am gândit la asta. Păi cum să nu te gândești, mă? Tu ai băgat aici niște fete în chirie care aduceau niște bărbați și își făceau de cap. Probabil luau și niște bani pe asta. Cum adică? Și dacă ele îmi dădeau mie banii și erau cinstite până la urmă? Dar acest bun nu ți-aparține. Casa asta nu e a ta, e a unchiului tău. Tu nu ai niciun drept aici. Ăsta și-a expus punctul lui de vedere și cu arta voastră. Eu nu spun că n-am greșit sau că n-am făcut niște lucruri. Știi cum se numesc astea? Inginerii financiari. Ei de aici cu ei și face așa, e capăt tabla de șac. Mută asta, asta mută, asta e câștigătoare, asta nu e câștigătoare. De ce? Ți-am adus, 5.000 de lei în fiecare lună acasă? Îmi pare rău. Eu am vrut doar să nu o supăr pe mama și să nu știe că tata nu este. O să încerc să găsesc alte metode de a trăi și de a face bani. Ce am făcut așa de rău până la urmă? Am zis și eu ce am putut ca să scăpăm. Da, hai, stai liniștit, ți-am zis și atunci că ai greșit, a fost cu vârtul și cu moarte. Anumite lucruri nu se fac. Anumite lucruri nu se spun. E vorba despre familia ta până la urmă. Acum, până la urmă, se spun ca să scap. N-aveam ce să fac, că cumpăr o casă. Nu te-ai gândit să-i ceri tatălui tău? Sună-l pe unchiul și spune-i să ne ajute. Ce să ne ajute, că nu ne ajută? A fost niciodată mai simplu să faci toată măgăria asta? Nu te gândești puțin ce dubioși intrau în casa asta? Dar întrebați-l pe tata. A fost mai simplu? A fost? Da! N-ai cum altfel. Altfel n-ai cum să trăiești. Iar unchiul nu ne ajută. Deja fiul tău a învățat că altfel nu se poate. A învățat adevărul. Ce să faci, să te rogi de un om care te consideră slugă? Păi și dacă cu toții gândim așa, unde ajungem? 3 ani îți dă 2 ciocolate?
Nu vorbesc aici despre cumnatul tău. El a învățat și a văzut realitatea. Fiul tău, asta va face de acum încolo. Nu va face. Păi, măcar să fie o greșeală, să... din greșel se învață și va ști cum să meargă în viață. Să da. Cinstit și onest, el va lua, sunt convins, din extreme, va lua calea de mijloc. Și pentru mine e o bucurie, în calitate de părinte, că a văzut și astfel de drame. Apropo pentru... de calitate de părinte, până la urmă... omule, veneau tot felul de dubioși în casa asta. Există părinte perfect, îmi pare rău, deci, până am spus, la urmă... am ajuns într-o situație pentru că am fost dat afară de la servici. Exact. Am familie de întreținut, am copil, am nevastă, facturile nu te întreabă, bă, ești educat, nu ești educat, ai servici, nu ai servici, nimeni nu te păsuie. Dar până la urmă, tu un culo de treabă. Nu-mi place. Și dacă tu ești dispus să faci așa ce... Bine că n-ai pus cuiva cuțitul la gât. Doamne ferește, nu Ernest, suntem... Ernest, tata are dreptate până la urmă. Ce să fac? Să fiu printre ea proști? Vreau și eu să fiu printre ea deștept, spun la urmă. Nu are 7 ani, Laura. Are 21 de ani. La 21 de ani tu știi că e sormea. Ce făceam eu la 21 de ani? Munceam, derupeam brâncile. Ca să fac această casă, da? Și acum să vină un specimen din afară, în exterior, care e și cum nată miu. Auzi? Neamuri. Ce facem, mă? Ne tragem între neamuri țepe? Pe bune, ne furăm unul pe altul? Nu, Doru, o să iau niște măsuri. Cu asta a făcut el, mi-a furat din casă și a vândut. Nu, Doru, am să-ți dau banii înapoi, am să fac eu ceva. Păi asta ai să faci. Dacă eu am să mă răzgândesc și am să o las... Te rog, frumos, te rog, gândește-te la mine și la băiat. Îți dau banii înapoi, eu fac credit. Doar la tine mă gândesc, nu mă gândesc nici măcar la nepotul meu. Pentru că ăla are 21 de ani și trebuia să fie matur, major și cu mintea sus și să spună: tată, ceea ce faci nu este ok. Pum! Atât! Altceva ce putem să fac? Din astea, cu măgării din astea, asta te face pe tine de ștelul ăsta? Asta nu e ceva rău ce am făcut până la urmă. Este rău. Încă exagerează că vrea să vândă. Este rău, dar... acum ce faci? Zici că e rău? Nu, frate, este ilegal ceea ce ai făcut tu. Moral este rău. Ilegal nu se poate demonstra. Tu ai băgat aici niște... fete în chirie, care aduceau niște bărbați și își făceau de cap. Probabil luau și niște bani pe asta. Cum păi adică... așa, și dacă ea le-mi dădeau mie banii și erau cinstite până la urmă. Dar acest bun nu ți aparține. Casa asta nu e a ta, e a unchiului tău. Tu nu ai niciun drept aici. Noi muncim de 3 ani de zile aici. Dacă tu ți-ai cumpărat mașină, da? Că înțeleg că îți dorești foarte mult asta. Da. Și aș veni eu... și aș zice, băi, știi ce, ăsta nu trebuie să aibă mașină, când doresc eu o mașină. Păi și nu e așa, luam... dacă nu, stă 3 ani la tine și tu îi pui benzină, tu mergi cu ea, repet, ea ta. Tatăl tău a făcut chestia asta pentru că a vrut, pentru că dacă zicea, băi, stop, eu nu mai vreau să fac asta, s-a legea praful de casa lui unchiul tău și la revedere, trebuia să angajeze un om. Da? Nu, tata a fost corect și de aia. Eu vreau să te fac să înțelegi și de aia pierdut. S-a văzut ce am făcut cu corectitudinea. Vrei să se, tu poate nu știi în sinea ta, dar îți spune din sinea mea un om care a rămas și frăzut. Am vrut să mă răzbun pe omul ăsta. Scurt. De ce că? Pentru că m-a tratat ca pe o cârpă, m-a șters pe jos 3 ani de zile. Una e să vii o dată sau de două ori. Și ai acceptat dragul soției tale, exact, sau de ce? Pentru că mie îmi place liniștea în casă. Dar am și toți banii, niciunul nu s-a dus în stânga. Toți banii au fost atunci în casă. Toți! Mă, femeie, tu ești calculată în momentul de față și eu la fel. Tu te gândești că dacă el și-a permis să aducă 5 pițipoance în casa mea, că te și înșeală, te poate înșela? Te-ai gândit la lucrul ăsta? Eu... la acest aspect ți-a trecut măcar prin creierul ăla tău? Nu m-am gândit păi la asta. Păi cum să nu te gândești, mă? Păi... ai văzut, el se întreține, are mușchi, are corp, are fund, are... așa, da, arată bine. Tu te-ai îngrășat, da, ce mai trebuie, Laura? Mă duc la astea tinere, pe bune? Auzi, știi ce? Nu m-am gândit doar la asta, unu, că e cel mai... unul cu unul e doi. În momentul de față, știi ce? Îți dau posibilitatea să alegi. El merge la pușcărie și face ceea ce își merită. Sau te desparți de el. Te desparți de el pentru că ceea ce a făcut cu fiii tu... în mâine, poi mâine, gândește-te că poate ajunge la pușcărie. Și dacă el acum și-a permis să facă acest lucru, cu siguranță mai departe, mă, cine știe unde ajunge. Cum să divorțez la vârsta asta? Cine mai ia pe mine nu după nu mă interesează, te hotărăști. El sau... cum poți să-ți mut? Eu. Mă? Pentru că eu nu renunț. Cum? Cum? Dar am zis că-ți dau banii înapoi. Și dacă îmi dai banii, este normal, pentru că s-a creat un prejudiciu, iar eu am vrut să vă ajut, da? Îmi dai banii pe ceea ce s-a vândut și s-a stricat, îți da? Îți dau banii, iar în legătură cu Florin, alegi, o să văd ceva, și o să dacă se ai ales, îmi spui și mie, dacă nu, ceau.
Până la urmă, singura problemă este... Ia vino tu, hai să... Fiul tău. Hai să discutăm ceva. Vino, vino, te rog. Hai. Vlad, prietene, trebuie să-ți dai seama că ceea ce ai făcut tu nu doar că este imoral, este și ilegal. Și, ok, ești tânăr, ești la început de drum. Normal, vezi în jurul tău, vrei și tu mașină, vrei să ai banii tăi, să ieși cu iubita ta în oraș, vrei țoale, vrei aia, vrei aia la altă. Bun, perfect. Dar nu în modul ăsta. Pentru că, mai devreme sau mai târziu, și cei mai șmecheri dintre aia șmecheri tot ajung până la mititica. Asta îți dorești pentru tine? Nu toți. A, tu vei fi excepția. Eu n-am să fac lucruri ilegale, cum spui tu. Asta tocmai nu este. Faci, asta nu este ceva ai rău și nici. Ai vândut obiecte ilegal. Care nu sunt ale tale. El vrea să le dea oricum. Eu nu cred că am făcut ceva rău. Nu sunt ale tale, nu ți aparțin. Cred. Asta vrei tu? Pentru că o să o nenorocești pe maica ta. Sunt ferm convins că femeia asta nu te-a educat așa și nu te-a crescut așa. Și gândește-te că de aici încolo va sta în permanență cu acest ghimpe. Oare băiatul meu îmi spune adevărul sau mă minte? Oare banii pe care îi aduce în casă, mulți, puțini, sunt bani făcuți cinstit? Sau sunt bani furați, făcuți din combinații sau mai știu eu ce? Da, nu te judec, da? E dramatic ce se întâmplă cu tinerii în ziua de astăzi. Dar încearcă să găsești măcar calea de mijloc, da? Dar poți să fii băiat deștept și să faci banii aceștia legal, nu prin combinații de genul acesta. Înainte să mă acuz de orice, m-ai văzut tu pe mine vreodată ducându-mă în locuri dubioase, cu oameni dubioși, cheltuind bani aiurea, pe băutură, pe nu știu ce pe alte tâmpenii, făcând cheltuielile aiurite, neaducând banii acasă, dar despre asta e vorba. Nu, e vorba că m-ai mințit, m-ai înșelat, nu mai am încredere în tine. Da, okay, deci și dacă vrei să pui o ștampilă de judecător și să ne dai o sentință, pur și simplu spune care-i sentința. Dar dacă vrei să asculți, că până și într-un proces se ascultă și cealaltă parte. Dacă vrei să asculți și ce am eu de spus, ok. Eu nu... Păi până și Doru mi-a spus. Tu judeci? Mi-a dat să aleg. Lasă-mă ori pe Doru. Cu tine. Așa? Da. Păi ori... ce, Doru-i bărbată tu și ți-a dat să alegi sau ce? Ori atunci face reclamația la poliție, să ca să știi și tu. Să facă reclamația la poliție, mie nu mi-e frică. Tu crezi că așa ușor intri la pușcărie? Păi că să faci reclamația la poliție, și mie, trebuie să mai fie și o anchetă, pe urmă trebuie să intri în atenție judiciară, să se judece procesul cu un procuror. Bine, așa. Dar ce-a fost în capul urmă, tău să-l atragi? Sau chem pe Doru să vorbiți voi, familia. Vreau să-mi spui ce a fost în capul tău, să-l păi atragi pe nu, Vlad. Păi dacă nu, eu încep să vorbesc și tu mă oprești și mi-l spui de Doru, atunci n-am ce să spun. N-am ce să spun. Că nu mi-ai spus nimic atâta timp, spune acum. Păi nu ți-am spus nimic, ce să spun? Că mi-am pierdut serviciul? Că da, știi bine că a fost pandemie. Spui, de n-am ce? Știut, păi n-am tu aveai nevoie de cheltuieli de bani, casa avea nevoie, copilul avea nevoie, da? Nu m-am dus niciodată cu nimeni, nu am călcat strâmb, nu m-am dus la nicio femeie, n-am făcut nimic, da? Și uite unde am ajuns. Am fost primul dat afară de la serviciu tocmai pentru că mi-am văzut de treaba mea. Dacă eram mult mai tupeist, așa cum îl învăț pe Fitu, și știam să mă descurc, Fitu sigură că nu eram eu dat păi afară. Bine, mă, dar tu ai făcut hotel nu, în bine, casa mă. Lui. Ce hotel, mă? Florin. Bă, de ăsta să nu mai vorbească. Mă asculți sau vorbești tu acum? Ăsta și-a expus punctul lui de vedere și toată asta. Eu nu spun că n-am greșit sau că n-am făcut niște lucruri. Știi cum se numesc astea? Inginerii financiari. Ei de-i spui, ești face așa, ai capăt tabla de șac. Mută asta, asta mută, asta e câștigătoare, asta nu e câștigătoare. De ce? Ți-am adus 5.000 de lei în fiecare lună acasă? Salariul păi meu cum ar veni de la firmă 3.500 plus băiatul păi nou angajat 1.500. Mi-ai adus, da? Acum trebuie să-i dau înapoi, păi frate meu. Păi nu trebuie meu. Să dai trebuie nimic să-i fac înapoi, credit. Ascultă-mă. Ba, așa a fost convenția. Ce să nu meargă să facă reclamație, să-i dau banii. Adică, da? Și să bag divorț adică de tine. Adică te condiționează, asta înseamnă să-ți fie frate și soră, ori te lasă în pace, te condiționează? Da. Dar cine să te condiționeze? Păi, am făcut niște lucruri făcut care din punct casă. De vedere moral nu sunt ok, da? Nu sunt ok. Dar te întreabă cineva când te duci să cumperi pâine dacă ai o moralitate sau nu? Dacă ai lipsește 0,1 bani, nu-ți dă pâinea. Te întreabă cineva când îți vine factura de la gaz, de lumina aia sau întreținere. Auzi, ești moral? Nu mai plăti că tu ești moral și ai o educație aleasă și îți vezi de treaba ta. Nu, nu interesează pe nimeni. Atâta timp cât eu nu am încălcat nicio lege, n-am făcut nimic. Iar dacă tu hotărești pentru ce s-a întâmplat, că vrei să te desparți de mine, eu spun atât. Chiar așa, nici nu știu așa ce să fac, credem. Așa cum te-am crede-mă. Sprijinit în tot ce ai vrut să faci și am discutat, să am luăm să împreună gândesc. O hotărâre, eu îți spun acum din tot sufletul că îți înțeleg orice decizie ai lua, ca atare mă duc acasă, eu îmi fac bagajul, sunt pregătit pentru orice
și vii și îmi comunici frumos. Ok, o să mă gândesc. Dacă poate... spuneai de la început, nu știu. Da, este problema ta. Dacă vrei să rămâi singură, poate mă acuzi pe mine. Poate nu, vrei nu vreau să rămân singură, viață, dar sau... nu știu. Am să mă gândesc. Chiar sunt bulversată. Nu știu. Eu consider că așa este mai corect, să stai să te gândești și să ai familia în prim plan, în primul rând soțul și copilul și nu fratele care a plecat la bine și aruncă cu vorba. Și el e tot din familie, din păcate. Asta este. Îmi pare rău. Eu am vrut doar să nu o supăr pe mama și să nu știe că tata nu are servicii. O să încerc să găsesc alte metode de a trăi și de a face bani. Putem admite că Doru, păgubitul din această poveste, nu a fost deloc generos cu Florin. Din acest punct de vedere, soțul Laurei are dreptate. Pentru îngrijirea casei, ar fi meritat o recompensă financiară. Asta însă nu scuză ceea ce a făcut. Însușirea fără drept a unui imobil și exploatarea lui pentru propriul beneficiu, furt, dar mai ales atragerea fiului său în aceste manevre la limita legii. Despre Laura, se poate spune că este depășită de situație și cel mai probabil va încerca să-l convingă pe Doru să accepte înapoierea banilor, să nu o constrângă să divorțeze și implicit să nu depună plângere. De dragul ei, probabil Doru va accepta propunerea, însă relația cu sora lui va fi definitiv compromisă. Ce s-a întâmplat? Ți-a făcut rău, ai leșinat, ai alunecat, te-ai împiedicat, ce ai făcut? Am auzit că ai căzut pe scări. Asta mică, dacă pur și simplu mi s-au muiat picioarele, nu mai pot. Toți mușchii nu mă mai ajută, nu știu ce să mai mă fac. Am vorbit cu Radu, a zis că ne așteaptă, mergem, facem un control, niște analize, ceva, vedem ce se întâmplă, vedem care e situația. Păi și la firmă că avem o grămadă de treabă. Lasă încolo de firmă, ți-am zis, nu te mai lamenta atâta, că sunt eu acolo. Nu mai suportă niciunul dintre noi. Fă ceva! Mie îmi spui, eu sunt primul care nu mai suport. Aici, atac, acasă, atac, deci m-a disperat, mai ce să fac, crede-mă. Ceva grav? E destul de gravă, dar există rezolvare. Deci, boala asta, până la urmă, vei trăi cu ea. Doamne, deci, tratamentul care există în momentul de față, o va ține în frâu. Dar nu pot să stau acasă, la firmă, avem o grămadă de treabă, lasă-mă serios. Lasă-mă cu firma, ți-am mai zis că mă ocup eu de firmă. Alex, și pe Alexandra o chinui atâta sărac copil. Ce s-o chinui? Stă și are grijă de tine. Se comportă ciudat, adică îmi spune să stau mereu cu ea. Exagerează și chiar aș putea să-i fiu de mare ajutor la firmă. Deci am atâtea idei, crede-mă. Ce ținut ai. Exact. Nu ți-e milă de femeia asta cu care ai stat atâția ani. Doarme în patul tău acum. Despre ce vorbești? Ce e asta? Nu știu nimica. Nu știu ce e zvetrana, ce pisoiași. Ce să recunosc? Ție nu ți-e rușine?